deschideți împreună cu mine la Ioan, capitolul 13. Continuăm călătoria noastră prin Evanghelia după Ioan și am ajuns destul de departe în capitolul 13. La un moment dat intenționam ca să, așa cum am discutat împreună miercuri, să facem niște regresii și să ne uităm mai în detaliu la pasajul parcurs până în acest moment, dar cred că ar fi benefic ca să luăm pași înainte, să nu ne încremenim în textul acesta, deși este extrem de bogat și probabil că am putea sta în Ioan 13 tot anul, dar vreau ca să parcurgem cât mai mult, încât să ne bucurăm de tot ceea ce este prezent în Evanghelia după Ioan. Țineți minte că am sfârșit data trecută în versetul 30 și am văzut ultimele cuvinte la care am privit. Iuda a ieșit afară imediat și era noapte. Este un punct extrem de tensionat imediat după izgonirea lui Iuda. Este un punct care, așa cum i-a făcut pe ucenici să se cerceteze, ar trebui ca să ne facă pe fiecare dintre noi și pe fiecare om care se confruntă cu Evanghelia Domnului Iisus Hristos să se cerceteze. În momentul acum, trebuie ca să știi dacă ești înăuntru, în camera de sus cu Mântuitorul sau dacă ești afară, în întuneric. Nu poți fi decât în două locuri. Separarea aceasta s-a făcut. Hristos urmează ca să aibă acest discurs minunat pentru ucenicii săi, pentru răscumpărații săi, acest discurs care se adresează tuturor celor care au fost dați de Tatăl Fiului și care Hristos este pregătit acum să îi iubească până la capăt. Întrebarea este dacă faci parte dintre acei iubiți până la capăt. Dacă ești în camera de sus cu Mântuitorul sau dacă ești afară în noapte cu Iuda și cu tatăl său, Satan. Trebuie să te confrunți cu această realitate. Ne aflăm imediat, la secunde după izgonirea lui Iuda, și acum Iisus revarsă toată atenția sa asupra ucenicilor săi. Trădătorul este izgonit și Iisus vrea să-și iubească ucenicii până la capăt. Să-i pregătească pentru moartea lui, să-i pregătească pentru slujirea la care sunt chemați și să-i pregătească pentru suferințele care urmează după ce el va fi înălțat. Biblia ne spune că nouă, credincioșilor, ni s-a dat harul nu doar să credem, ci să suferim pentru Domnul nostru Iisus Hristos. Și în acest discurs, Domnul Iisus Hristos își pregătește ucenicii pentru moartea, pentru învierea și pentru suferințele lor prin slujire care începe. Discursul începe în versetul 31 și merge până la sfârșitul capitolului 16, da? După ce acesta a ieșit afară, Iisus a zis, versetul 31. Și la versetul 31, la versetul 38, avem introducerea Domnului Iisus Hristos la acest discurs, care la un moment dat vedem că introducerea Domnului Iisus Hristos este întreruptă de Petru. Într-un stil tipic Petru, el nu s-abține, el trebuie să spună ceva și întrerupe introducerea Domnului Iisus Hristos. Și pentru următoarele capitole, până la capitolul 17, când privim la rugăciunea Domnului Iisus Hristos, ne aflăm împreună în acest discurs magnific. Tensiunea, intimitatea, importanța acestui pasaj în care ne aflăm este palpabilă. Dacă te imaginezi pentru o secundă cu Domnul Iisus Hristos, cu Mântuitorul nostru, în camera de sus, la cina cea de taină, cu momente înainte ca să fie crucificat pentru păcatele noastre. Intimitatea momentului, importanța momentului se poate simți în aer. Introducerea Domnului Iisus Hristos începe cu o teză principală și teza este cât se poate de lucidă și de clară și de altfel este teza principală a întregii Scripturi. Teza principală a Domnului Iisus Hristos în versetul 31 și 32, înainte ca să dezvolte tot ceea ce urmează, este glorificarea iminentă a lui Dumnezeu.
Toate lucrurile există ca Dumnezeu să fie glorificat și Domnul Iisus Hristos, înainte ca să intre în conținutul discursului, setează teza clar în fața ucenicilor. Glorificarea lui Dumnezeu este iminentă. Proslăvirea Fiului și proslăvirea Tatălui, proslăvirea lui Dumnezeu este iminentă. După ce acesta a ieșit afară, Iisus a zis: acum Fiul omului este proslăvit și Dumnezeu este proslăvit în el. Dacă Dumnezeu este proslăvit în el, atunci și Dumnezeu îl va proslăvi în sine însuși și îl va proslăvi îndată. Da? Dacă subliniați în aceste două versete cuvântul cheie care se repetă, știm clar din studiile care le-am făcut despre observarea Scripturii, că repetiția este un semnal de alarmă care ne arată ceea ce autorul intenționează să ne comunice. Și dacă subliniem în aceste două versete care sunt introducerea sau teza discursului Domnului Iisus Hristos, cuvântul care este evident este proslăvit. Teza centrală, tema centrală este glorificarea, este proslăvirea iminentă a Domnului Iisus Hristos și a lui Dumnezeu. Fiul, ne spune Domnul Iisus Hristos, urmează să fie proslăvit. În moartea, în învierea și în ascensiunea Domnului Iisus Hristos, în înălțarea Domnului Iisus Hristos, Iisus expune pentru prima dată plinătatea slavei sale. Și acest aspect, această expunere a slavei lui Dumnezeu, prin jertfa Domnului Iisus Hristos, prin învierea Lui și prin ridicarea Lui la cer, sunt atât de cruciale. Este atât de crucial pentru că este un aspect așa de ratat de așa de mulți creștini. Crucea Domnului Iisus Hristos nu este doar locul unde tu ai fost iertat. Nu ăsta este scopul principal. Nu asta este frumusețea totală a crucii. Dacă doar atât ai înțeles din crucea Domnului Iisus Hristos că este locul unde tu ai fost iertat, ai ratat din plinătatea slavei și glorificării lui Dumnezeu care Domnul Iisus Hristos a intenționat să o realizeze pe cruce. Felul prin care Dumnezeu l-a glorificat pe Fiul și care s-a glorificat pe sine a fost iertarea ta. Dar intenția, scopul, esența crucii este expunerea slavei lui Dumnezeu prin Fiul Său, Iisus Hristos. Și acest aspect așa de crucial și așa de important este uitat sau ratat de cei mai mulți creștini. Dacă doar atâta este pentru tine, ratez ceva esențial. Crucea este revelatoarea slavei lui Dumnezeu. Acolo, la cruce, vedem cel mai limpede slava lui Dumnezeu. Acolo vedem manifestate în totalitate atributele sale divine. Și de aceea Domnul nostru Iisus Hristos spune: acum Fiul omului este proslăvit. Acum Tatăl va fi proslăvit. Ce înseamnă asta? Nu este Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt la fel de proslăvit întotdeauna? La fel de magnific, la fel de glorios, există cumva scăderi în slava lui Dumnezeu? Niciun fel. Ci acum va fi arătată pentru voi, în așa fel încât voi să vedeți plinătatea slavei lui Dumnezeu arătată în crucea lui Hristos. Privind la cruce putem ca să vedem atributele lui Dumnezeu, atributele divine în Dumnezeu Fiul, în Dumnezeu Tatăl și în Dumnezeu Duhul Sfânt, manifestate pe cruce. Putem vedea harul Său, bunătatea Sa, dragostea Sa. Dar putem vedea și mânia Sa, și dreptatea Sa, și sfințenia Sa. Toate atributele lucrează concomitent, egal de puternic și de glorios, în crucea Domnului Iisus Hristos. Și acolo putem să-L vedem pe Dumnezeu. Mai mult decât oriunde. Mai mult decât atunci când Domnul Iisus Hristos umblă pe apă, mai mult decât atunci când înmulțește pâinile, mai mult decât atunci când face minuni. Acum, zice Domnul Iisus, este proslăvit Fiul omului și Dumnezeu este proslăvit în El. Peste tot, prin Evanghelia după Ioan, mântuirea
este descrisă nu doar ca și iertarea păcatelor, dar este descrisă prin diferite metafore. Este descrisă prin a-L vedea pe Iisus. Este descrisă ca problema orbirii spirituale. Noi trăim în întuneric și avem nevoie să vedem lumina Domnului Iisus Hristos. Este descrisă ca și o sete spirituală sau o moarte spirituală care are nevoie de o apă vie. Și mântuirea este abia din apa vie care este Iisus. Este descrisă ca și a mânca din pâinea vieții care este Iisus. Înțelegeți ideea? Mântuirea este descrisă printr-un act care arată pe cel care crede consumând pe Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos devine parte din cel care este mântuit. Și crucea, ne spune Domnul Iisus Hristos, este locul unde creștinul îl poate vedea cel mai bine pe Dumnezeu. Este locul unde îl poate gusta cel mai profund. Unde poate gusta bunătatea lui Dumnezeu. Unde poate vedea slava lui în întregime. A fi mântuit înseamnă mai mult, infinit de mult mai mult decât doar a fi iertat. Cei mai mulți dintre noi am mușcat cumva minciuna aceasta. Tot ceea ce ai nevoie este să fii iertat. Mântuirea este mai mult decât doar a fi iertat. Mântuirea înseamnă a fi satisfăcut în Hristos. A fi hrănit din Hristos. A trăi prin Hristos. Înseamnă a-L consuma. Înseamnă a avea parte cu El. Înseamnă a-L vedea. Vechile catechisme au ca prima întrebare, care este scopul suprem al omului? Ar fi bine, vă recomand tuturor să mergeți pe internet și să downloadați vechile catechisme. Catechismul de la Heidelberg, catechismul baptiștilor reformați de la Londra. Sunt multe catechisme istorice, da? Care ne ajută ca să sistematizăm gândirea noastră. Și prima întrebare, în practic toate catechismele istorice, este aceasta. Care este scopul suprem al omului? Și răspunsul este, scopul suprem al omului este să îl glorifice pe Dumnezeu și să se bucure în El pentru veșnicie. Ăsta este scopul suprem al lui Dumnezeu. Să-L glorifice pe Dumnezeu și să se bucure în El pentru veșnicie. Și John Piper propune o modificare sau o subliniere la aceasta care cred că este foarte frumoasă și foarte adevărată. Scopul suprem al omului este să-L glorifice pe Dumnezeu prin faptul că se bucură de El pentru o veșnicie. Da? Scopul nostru, teza vieții noastre este exact teza propusă de Domnul Iisus Hristos. Ca să-L glorificăm pe Dumnezeu. Cum îl glorificăm pe Dumnezeu? Văzând slava Lui pe cruce, văzând slava care ne arată în mântuirea noastră, în planul Său care L-a săvârșit pentru răscumpărarea noastră, văzând dragostea Lui, gustând din bunătatea Lui, trăind prin viața Domnului nostru Iisus Hristos. Nu doar prin simplu fapt că, Doamne, mulțumesc că m-ai iertat, la revedere. De aici mă descurc eu. Am avut eu problema asta a păcatului și cineva trebuia să plătească pentru ele, dar de aici nu mai am nevoie. Creștinul este dependent de a privi asupra feței Domnului Iisus Hristos. Creștinul este dependent de Domnul Iisus Hristos cum este omul dependent de pâine și de apă. Și Domnul Iisus Hristos spune, acum veți putea privi caracterul divin mai clar decât oricând. Acum veți înțelege cine este Dumnezeu. Ca tare, dacă la cruce vezi doar locul unde ai fost iertat, încă n-ai văzut mare lucru. Și crucea este despre tine și nu despre Dumnezeu. Crucea este în primul rând despre Dumnezeu. Și din această revelație a lui Dumnezeu și a slavei Lui decurg toate beneficiile atunci când tu privești slava lui Dumnezeu. Atunci când tu beneficiezi de slava lui Dumnezeu. Atunci când slava lui Dumnezeu este motivația vieții tale. Atunci când tu te bucuri de slava lui Dumnezeu. Tu poți ca să primești și primești toate efectele crucii Domnului Iisus Hristos. Dar crucea nu este în primul rând despre tine.
Crucea nu este în primul rând pentru tine. Da? Ești beneficiarul, într-adevăr. Dar crucea are ca și scop, în primul rând, glorificarea lui Dumnezeu. E greu pentru noi de înțeles pentru că religia și căutarea de sine merg mână în mână. Întotdeauna au mers mână în mână. Fiecare religie are scopul acesta ca omul să se găsească pe sine. Hai la noi la biserică și o să descoperi lucruri noi despre tine. Hai la noi la întâlnirile noastre și o să devii o persoană mai bună, o să cunoști profunzimile tale. Căutarea asta de sine este esențială omului religios. Și de aceea, chiar dacă eradicăm la un moment dat, scoatem din ecuație problema creștinismului, vom vedea că oamenii dezvoltă sisteme teologice și religioase prin care ca să se caute pe sine. Până la urmă, asta este religia. Credința este căutarea de Dumnezeu, întâlnirea cu Dumnezeu, iar religia, idolatria, este căutarea de sine. Idolii nu sunt chipuri cioplite. Idolii sunt chipuri cioplite care ne reprezintă pe noi, că noi le-am cioplit. În idol ne găsim pe noi, în idol păcătos din această lume, în dorințele noastre la care ne închinăm. Da? Serviciul nostru poate fi un idol al nostru dacă ne închinăm lui, dacă devine un scop în sine. Dar serviciul nu-i idolul, noi suntem idolul. Noi ne căutăm pe sine în serviciul nostru. Noi căutăm satisfacția noastră, identitatea noastră în serviciul nostru. Într-o relație, într-un copil, în bani, în alte lucruri, da? Elevăm pe o platformă ca să ne regăsim pe noi în ei. Asta este esența idolatriei. Și asta este esența omului religios. Omul religios caută să se închină la sine prin obiecte. Prin bani, prin mașini, prin femei și așa mai departe, da? Asta face omul religios. Se caută pe sine în obiect, în faptul că se uită la un obiect și zice acolo mă regăsesc pe mine, acolo mă regăsesc pe mine. Crucea Domnului Iisus Hristos și credința în Domnul Iisus Hristos nu este un loc în care te regăsești pe tine. Nu ăsta este scopul principal. Să te duci la Hristos să te găsești pe tine. Nu tu ești obiectul crucii. Hristos este obiectul crucii. La crucea Domnului Iisus Hristos trebuie să-L găsești pe El, nu pe tine. Tu n-ai fost pe cruce. Tu n-ai atârnat pe lemn. Tu nu poți plăti pentru păcatele tale. El a făcut toate aceste lucruri. El este Fiul lui Dumnezeu. Crucea este locul unde-L găsești pe Hristos, care te transformă pe tine, care te schimbă pe tine, care te răscumpără pe tine. Apropo, dacă te-ai putea găsi pe tine însuși, n-ar merita să te găsești. Realizezi asta. Nu reprezinți o valoare care merită găsită. Dacă te-ai găsit tu pe tine însuși și ai rămâne tu cu tine însuși, ai fi doar în iad. Tu cu tine, fără Dumnezeu, înseamnă iadul. Dar dacă îl găsești pe Hristos, vei fi transformat. În 1 Ioan 3:2, Ioan spune felul următor, prea iubiților, acum suntem copii al lui Dumnezeu. Identitatea noastră este ancorată în Dumnezeu. Și ce vom fi, n-a fost arătat încă. Dar știm că atunci când se va arăta El, da? Vom fi asemenea Lui, pentru că îl vom vedea așa cum este, fără filtru. Nu într-o oglindă, nu printr-un geam. Crucea este un geam înspre Dumnezeu, o fereastră înspre Dumnezeu. Biblia este o fereastră înspre Dumnezeu. Predicarea Evangheliei este o fereastră înspre Dumnezeu. Biserica este o fereastră înspre Dumnezeu. Sunt instrumente ale Harului prin care putem intra în contact cu divinitatea și putem ca să vedem caracterul Său manifestat. Dar vine o zi, zice Ioan, în care îl vom vedea exact așa cum este El, fără vreun filtru. Și în momentul în care îl vom vedea pe Hristos, îl vom privi cu adevărat pe Hristos, acea experiență, zice Ioan și ne învață toată Scriptura, este transformativă. Nu mai contează ceea ce ești tu, contează ceea ce vei fi, pentru că îl vezi pe El. Pentru că îl vei vedea pe El.
De aceea oamenii nu sunt schimbați în ziua de astăzi. De aceea oamenii stau în biserică și rămân tot ei. Care e diferența între pocăiții de astăzi? Da, un pocăit se uită la sine. Măi, eu acum sunt pocăit, m-am botezat, mă duc la biserică, dar în esență tot ăla îs. Tot ăla îs. 20 de ani în biserică, 30 de ani în biserică, 40 de ani în biserică, da? Și tot ăla îs. Pentru că nu au văzut slava lui Dumnezeu, care radiază pe fața Domnului nostru Iisus Hristos pe cruce. Nu au văzut, nu au privit crucea Domnului nostru Iisus Hristos. Nu au văzut atributele sale divine. Nu au gustat din dragostea sa infinită. Nu au simțit durerea care este provocată de păcatul nostru asupra Domnului Iisus Hristos. Nu au văzut sângele lui cum se varsă pe lemn. Nu au simțit durerea cuielor, metaforic vorbind. Sunt tot ei, doar că s-au mințit că la cruce ei au fost iertați. Atât. Nu-l cunosc pe Hristos. N-au mâncat din trupul lui. N-au băut din sângele lui. Nu este sursa lor de viață. Și dacă nu este sursa ta de viață, n-ai cum să-L glorifici pe Dumnezeu. Și dacă nu-L glorifici pe Dumnezeu, n-ai nicio parte din crucea lui Hristos. Pentru că asta este scopul crucii. Să-L glorifice pe Hristos. Ești afară. În întuneric. Cu Iuda. Glorificarea Fiului, zice Domnul Iisus Hristos, îl glorifică pe Fiul, dar îl glorifică și pe, și pe Tatăl. Când slava lui Hristos este revelată prin cruce, slava Tatălui este revelată prin cruce. Am văzut un citat, nu mai rețin de la cine, ca tare îl dau ca și necunoscut. Un predicator zicea că lumea cere sau întreabă că dacă Dumnezeu există, de ce nu se face cunoscut? De ce nu se face cunoscut? De ce nu vine ca să-L cunoaștem? Iar predicatorul acesta zicea, a venit, iar noi L-am răstignit. Dumnezeu s-a întrupat ca să se facă cunoscut, ca să vedem exact cum este El, care este natura Lui, care este caracterul Lui. Și noi L-am răstignit. Pentru că natura Lui, caracterul Lui, este în antiteză cu ceea ce noi suntem. Și pentru că atunci, pentru că dacă nu L-am văzut, nu L-am gustat, dacă n-am fost transformați prin slava Lui, rămânem în întuneric. Hristos este oglindirea slavei și reprezentarea exactă a naturii Lui, spune autorul către evrei. Hristos este Dumnezeu. Atunci când pe cruce vedem slava Lui Hristos, atunci îl vedem pe Dumnezeu. Dacă vrem ca să-L vedem pe Dumnezeu, trebuie să privim la cruce. Un pic mai înainte în textul nostru din Ioan, dacă ne uităm, vedem că la un moment dat Filip adresează exact cerința aceasta. Filip i-a zis, Doamne, arată-ne-L pe Tatăl și ne este de ajuns. E așa de frumos cu câtă lejeritate și naivitate face această cerință imensă, Filip. Dacă aș un copil, e fantastic. Filip este copilul lui Hristos. Și ca și un copil spune, Doamne, arată-ne-L pe Dumnezeu și atât. Altceva mai mult nu vrem. Este cea mai mare cerință care poate adresa unui om lui Dumnezeu. Care poate adresa unui om Domnului Iisus Hristos. Și Filip o face lejer. Și Iisus i-a răspuns, de atâta timp sunt cu voi și nu m-ai cunoscut, Filip, cel ce m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Ce zice Domnul Iisus Hristos? Cerința ta este deja împlinită. De 3 ani de zile umplăm împreună. De 3 ani de zile știi exact cum este Tatăl. Știi care este inima Tatălui. Și la cruce vei vedea revelația supremă a caracterului divin. Cerința lui Filip este cu un răspuns pozitiv. La cruce ne arată Domnul Iisus Hristos că există o proslăvire reciprocă. Este o proslăvire reciprocă. Atunci, zice Domnul Iisus, și Dumnezeu îl va proslăvi în sine însuși și îl va proslăvi îndată. Da? Deci Dumnezeu, Fiul, proslăvește pe Dumnezeu Tatăl pe pământ
iar Tatăl proslăvește pe Fiul în cer. Da? Există o proslăvire reciprocă care se petrece în acest eveniment. Ioan 17, sărim un pic în față pentru că ne dă un indiciu foarte bun despre cum arată această proslăvire. Tată, a venit ceasul, proslăvește-ți Fiul, pentru ca și Fiul să te proslăvească pe tine. De vreme ce i-ai dat autoritate peste orice făptură ca să le dea viață veșnică tuturor celor pe care i-ai dat tu. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Apropo despre dacă credința, da, mântuitoare este un dar sau nu. Mai clar decât textul acesta nu cred că poate fi. Da? Viața veșnică este ca să-L cunoști pe Dumnezeu și pe Domnul Iisus Hristos. Da? Și aceasta se petrece prin exact ceea ce zice Domnul Iisus Hristos aici. Toată autoritatea mi-a fost dată ca să dau viața veșnică tuturor celor ce au fost dați mie din partea Tatălui. Și această lucrare se realizează la cruce, zice Domnul Iisus Hristos. Și din consecința crucii, toți cei ce au fost dați ajung ca să-L cunoască pe singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-a trimis. Eu te-am proslăvit pe pământ, terminând lucrarea care mi-ai dat-o să o fac. Acum proslăvește-mă tu, Tată, în prezența ta, cu slava pe care o aveam în prezența ta înainte de a fi lumea. Deci ați văzut această tranzacție de slavă reciprocă, da? Domnul Iisus Hristos face lucrarea pe pământ care îl proslăvește pe Tatăl. Și Tatăl în ceruri, îndată ce lucrarea este completă, urmează ca să-L proslăvească pe Domnul Iisus Hristos cu slava care o avea dinainte de întemeierea lumii. Ați observat ce se petrece aici? Ce minunat este acest eveniment de proslăvire reciprocă. Ce face Domnul Iisus Hristos când, ce face Dumnezeu Fiul când coboară pe pământ și ia trup? Să dezbracă de slava care o avea, da? Și ia asupra lui o natură omenească, dar fără păcat. Deci totul începe prin această dezbrăcare de slavă, prin acest act de umilință, da? Îndeplinește tot ceea ce Dumnezeu i-a dat de făcut pe acest pământ. Trăiește o viață desăvârșită și după aia urmează crucea și întoarcerea la cer, ascensiunea. Ce se întâmplă când Dumnezeu Fiul, când Iisus Hristos se înalță înapoi la cer? Păi Ioan 17 ne spune foarte clar. Este proslăvit cu aceeași slavă care o avea înainte ca să se dezbrace de ea și să vină pe pământ. Acum atenție, ce este subliniat. Domnul Iisus Hristos în trup este înălțat înapoi la ceruri. Da? Acele două naturi într-o singură persoană. Da? Acele două naturi, cea umană și cea divină, inseparabilă. Sunt înălțate la cer, stau la dreapta Tatălui ca parte din Trinitate și au aceeași slavă care Fiul lui Dumnezeu a avut-o dinainte din temerea lumii. Ați observat ce transfer, ce schimbare în natura slavei lui Dumnezeu s-a întâmplat? Este îmbrăcat din nou în slava care avea înainte. Cine este îmbrăcat din nou? Da, Fiul lui Dumnezeu. Dar este îmbrăcat din nou Iisus Hristos, Fiul omului. Trebuie să vezi ce s-a petrecut în această proslăvire reciprocă. Filipeni 2 descrie acest eveniment. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea, din cauza că Dumnezeu Fiul s-a întrupat și s-a dezbrăcat de slava care îi se cuvine, dar pentru o perioadă a trăit în natura umană, împreună cu cea divină. Cum atenție, foarte important, dumnezeirea Fiului n-a fost afectată vreodată.
Când zicem că Dumnezeu Fiul s-a dezbrăcat de această slavă, nu spunem că a sistat din existență, că slava Sfintei Treime a fost doar două treimi pentru o perioadă, da? Ci spunem că s-a umilit, a acceptat ca El să vină și să se întrupeze și să fie în persoana Domnului Iisus Hristos aceste două naturi. Și aceste două naturi rămân inseparabile, umană și divină. Mântuitorul nostru este Domnul nostru Iisus Hristos, omul și Dumnezeu, într-una. Tainic, nu înțeleg cum, nu știu cum, la fel cum nu înțeleg cum funcționează Trinitatea, dar înțeleg că s-a întâmplat. Și Pavel ne spune în Filipeni că pentru această umilire, pentru această slujire, pentru această ascultare, da, Dumnezeu Tatăl urmează să-L proslăvească într-un mod deosebit. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume. Pentru ca numele Lui, Iisus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ. Și orice limbă să mărturisească spre slava Lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul. De aceea când noi ne închinăm Domnului Iisus Hristos, noi ne închinăm Lui Dumnezeu. Pentru că El este Dumnezeu. Și de aceea nu ne putem închina la niciun alt om. Pentru că niciun alt om nu este ca și Domnul nostru Iisus Hristos. Da? Este ceva esențial de înțeles. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, noul Adam, Fiul omului, omul Iisus Hristos, este glorificat și stă veșnic la dreapta Tatălui și mijlocește pentru noi. Hristos a câștigat această slavă prin neprihănirea Lui, prin ascultarea Lui până la moarte. El a plătit-o. Este răsplata Lui. Și este această ascultare și această neprihănire și această realizare a Domnului Iisus Hristos care îi dă dreptul să transfere asupra noastră neprihănirea Lui și consecințele ei care sunt glorificarea noastră. El a fost glorificat pentru că s-a smerit și a împlinit tot ceea ce a trebuit împlinit până la moarte și noi vom fi glorificați pentru că El a împlinit tot ceea ce a trebuit împlinit. Și pentru că El transferă, ne dă în dar acest drept care este al Lui. Pentru că El s-a unit cu umanitatea noastră și a câștigat dreptul acesta de a da tuturor celor ce sunt dați Lui de Tatălui. Darul acesta, a-L cunoaște cu adevărat pe Dumnezeu, a fi răscumpărați din natura lor umană decăzută și a fi glorificați atunci când vor vedea ce este cu adevărat Domnul nostru Iisus Hristos. Asta este teza, temelia pe care Domnul Iisus Hristos vrea ca să zidească. Teza este glorificarea Lui Dumnezeu, glorificarea Fiului, glorificarea Tatălui, glorificarea Duhului Sfânt, o glorificare reciprocă care există dintotdeauna, întotdeauna, dar este manifestată într-un mod deosebit și într-un mod extrem de vizibil ca noi să putem beneficia de ea. Și pe această temelie, pe această teză, începe Domnul Iisus Hristos o nouă zidire, o nouă clădire, da? Hristos vine și dă o nouă poruncă. Vă dau o poruncă nouă. Să vă iubiți unii pe alții, așa cum v-am iubit eu. Tot așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Da? Versetul 34. Cum în glorificarea Domnului Iisus Hristos este implicat și realitatea aceasta a ascensiunii, a întoarcerii Lui la cer. Glorificarea Lui este totală. El merge înapoi în prezența Tatălui în cer și rămâne acolo. Și beneficiază de toată părtășia, de toată slava, de toată prezența lui Dumnezeu, exact cum era înainte. Doar că acum este Hristos întrupat. Întrupat, da? Înviat din morți. Hristos cel etern și Iisus Hristos omul cel glorificat, da? Una. Sunt acum în prezența Tatălui. Dar asta înseamnă că pentru o vreme suntem într-un fel, cel puțin fizic, dacă vrem să vorbim așa, despărțiți de El. Asta este consecința acestei glorificări totale. Glorificarea trebuia să fie totală,
ca noi să înțelegem ce înseamnă glorificarea totală, să înțelegem că și noi vom ajunge din nou în prezența Tatălui, să înțelegem că și noi vom fi transferați din starea în care suntem în starea în care este El acum. Dacă nu, dacă Domnul Iisus Hristos ar fi fost aici și acum, ar rămânea totuși o umbră dacă noi vom fi vreodată cu Tatăl. Dar El ne-a promis că ceea ce s-a întâmplat cu El se va întâmpla cu noi. Am trecut de la moarte la viață, da? El a câștigat viața pentru noi, a anihilat moartea pentru noi și ne-a arătat exact cum arată glorificarea. Fiind glorificat și fiind înălțat la ceruri, da? Spune Domnul Iisus în versetul 33, copilași, mai sunt puțin cu voi. Mă veți căuta și așa cum le-am spus iudeilor, unde mă duc eu, voi nu puteți veni. Tot așa vă spun și vouă și voi acum. Acum, de ce le-a zis iudeilor că unde se duce el, ei nu pot veni? Pentru că iudeii erau morți în păcatele lor. Pentru că iudeii nu vedeau cine este Domnul Iisus Hristos. Pentru că iudeii nu credeau în Domnul Iisus Hristos. Da? Vedem că totuși situația pentru ucenici se va schimba și se schimbă. Versetul 36, Simon Petru l-a întrebat, Doamne, unde te duci? Iisus i-a răspuns, acum tu nu poți să mă urmezi acolo unde mă duc eu, dar mai târziu mă vei urma. Da? Nu avem aceeași soartă ca cei care sunt în întuneric. Ei nu pot, sunt incapabili. Noi nu putem pentru o vreme. Dar de aceea s-a dus să pregătească un loc pentru noi. Da? Deci vine o vreme în care îl vom urma. Și acum, în acest fragment, putem observa primul scop și efect în această poruncă nouă. Da? El spune în felul următor, să vă iubiți unii pe alții așa cum v-am iubit eu. Tot așa să vă iubiți și voi unii pe alții. De ce spune asta? Pentru că tocmai le-a spus că urmează ca el să nu mai fie cu ei. Da? Cum v-am iubit eu, vedeți cum v-am iubit, v-am dat exemplu, am trăit 3 ani jumate cu voi, știți ce înseamnă dragostea, ați simțit dragostea mea asupra voastră, practic vorbind, acum urmează să plec, să mă înalț la Tatăl. Dar dragostea aceasta trebuie să rămână. Cum? Iubindu-vă unii pe alții exact cum v-am iubit eu. Suntem chemați să ne iubim cum ne-a iubit El. Ce magnifică chemare să stai în locul Domnului Iisus Hristos pentru frații tăi. Prin lucrarea care El o face în tine, tu să lucrezi dragostea Domnului Iisus Hristos în viața lor. Este într-adevăr o poruncă nouă. Este o poruncă nouă în calitate, în magnitudine, în profunzime. Să fii înlocuitorul, într-un sens, a Domnului Iisus Hristos în viața fraților tăi. Exact cum El ne-a iubit, noi trebuie să ne iubim unii pe alții. Nu este o poruncă nouă, din punct de vedere cronologic, să zicem. În sensul că porunca de a iubi n-a mai existat vreodată, da? Dumnezeu ne-a poruncit dintotdeauna să iubim. Dar acum avem altceva. Avem ceva nou. Ceva care este zidit pe această temelie a crucii Domnului Iisus Hristos. Ceva care nu putea într-un fel să existe înainte. De fapt, și cuvântul în limba greacă, kainen, este unul dintre 2 termeni folosiți pentru a identifica conceptul de nou. Un termen este neos, care înseamnă nou în timp, adică ceva care n-a mai fost înainte. Și termenul acesta, kainos, care înseamnă nou în comparație cu ceea ce a fost. Adică este calitativ nou, distinctiv nou. Da? Este, cum ai zice, am făcut o nouă prăjitură. Cea mai bună, eu tot cu prăjituri dau, mai ales că de o perioadă am încercat să mă las de prăjituri. O nouă prăjitură. Este cea mai bună prăjitură care am făcut-o vreodată. Asta nu înseamnă că n-am mai făcut prăjituri, nu înseamnă că n-am mai mâncat prăjituri, da? Înseamnă că este nouă ca și calitate. Da? Este nouă ca și profunzime, ca și, nu nouă ca și existență. Că dragostea sau porunca de a iubi n-a mai existat vreodată, da? Să înțelegem distinția între aceste 2 termeni, vă puteți uita în Luca 5:37, unde vorbește despre vinul nou. Și nimeni nu pune vinul nou, da, aici e cuvântul neos, în burdufuri vechi, dacă face așa ceva, vinul cel nou
va crăpa burdufurile, iar vinul se va vărsa și burdufurile vor fi distruse. Aici e vorba de vinul nou în sensul că n-a mai existat înainte. Este un vin care acum a fost produs. Da? În schimb, kainos se referă la ceva care a existat, dar este o încarnare nouă, dacă vrem, da? o variantă nouă. Este ceva distinctiv, calitativ superior. Și aș vrea să privim pentru câteva momente la această nouă poruncă care ne-o dă Hristos. Și să vedem că este într-adevăr o poruncă nouă, de o calitate și o profunzime fantastică. În primul rând, este nouă prin destinația ei, prin direcția care ne spune să iubim. El ne poruncește să vă iubiți unii pe alții. Unii pe alții. Să identifică aici exact cine să iubească pe cine. Vechiul Testament ne poruncește să ne iubim aproapele. Noul legământ nu anulează o asemenea dragoste pentru aproapele nostru, dar introduce o poruncă nouă spre o dragoste specială. Iubiți-vă unii pentru alții, unii pe alții, adică pentru frații în credință, pentru acei care au fost dați Fiului de Tatăl, pentru acei care a murit Hristos pentru ei, pentru aceia vă cer o dragoste nouă, o dragoste exact ca și dragostea cu care v-am iubit. Ne iubim vecinii, ne iubim rudele, ne iubim aproapele, dar felul acesta de dragoste, felul de dragoste care Hristos o are pentru tine, răscumpăratul Lui, o poți avea doar pentru un alt răscumpărat al Lui Hristos. Aplicațiile sunt transformative. Transformă prioritățile noastre. În momentul în care te afli în trupul Lui Hristos, prioritățile tale naturale sunt transformate. Relațiile tale sunt transformate. Viața noastră este transformată. Dacă această poruncă este un adevăr pentru noi, dacă am simțit dragostea lui Hristos, dacă iubim pe frații noștri cum El ne-a iubit, este transformativ în viața noastră. Puneți întrebarea. Cât de mult iubești pe aproapele tău? Cât de mult iubești pe vecinul tău? Pe prietenii tăi? Pe mama ta? Pe tatăl tău? Iubește frații în Hristos mai mult. Asta e porunca. Asta e porunca. De aia spune Domnul Iisus Hristos că mama mea și frații mei sunt cei care fac voia Tatălui, da? Pentru că realmente sunt. Pentru că există o dragoste specială care nu poți avea decât pentru cei care sunt împreună cu tine în Hristos. Mulți dintre noi nu experimentăm plinătatea acestei dragoste. Mulți dintre noi suntem doar membri în aceeași biserică. Da? Suntem, tu ești baptist, eu sunt baptist. Tu ești baptist reformat, eu sunt baptist reformat. Tu mergi la Sfânta Treime, eu mă duc la Sfânta Treime. Avem așa legături, tangențe, împărtășim o mărturisire de credință. Nu, nu. Împărtășim un Mântuitor. Împărtășim un Dumnezeu. Suntem mădulari în același trup. Tu ai fost răscumpărat prin sângele Lui, eu am fost răscumpărat prin sângele Lui. Tu ești dator să mă iubești cum El te-a iubit. Eu sunt dator să te iubesc cum El te-a iubit. Și dragostea aia nu am pentru oricine în viața mea, oricât de apropiat a fi, dacă nu este copilul lui Dumnezeu. Ca tare, noi nu suntem doar membri în aceeași biserică. Noi nu suntem doar prieteni, nu aderăm doar la aceeași mărturisire de credință. Dacă suntem copii al lui Dumnezeu, suntem frați în Hristos. Și mulți dintre noi ne-am experimentat asta. Nu știm ce înseamnă să ne iubim frații cu adevărat. Cum i-a iubit Hristos. Este nouă această poruncă prin profunzimea ei. Iubiți unii pe alții, dar iubiți așa cum v-am iubit eu. Ce ridicare de nivel, ce profunzime a dragostei ni se poruncește ca să avem. Cum ne-a iubit Hristos? Ne-a iubit cu o dragoste sacrificială, o dragoste care lasă de la sine. Ioan 15:3, nimeni nu are o dragoste mai mare decât aceasta, și anume să-și dea viața pentru prietenii lui. Ne-a iubit cu o dragoste permanentă, o dragoste care perseverează.
Chiar în capitolul 13 în care ne aflăm, spune Domnul Iisus Hristos, că pentru că îi iubea pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. Nu există pauză, nu există divergență, nu există divorț, nu există separare pentru dragostea care Hristos o are pentru copiii săi. Zero posibilitate. Nu avem niciun dubiu că El ne va iubi până la capăt. Asta se reflectă în relațiile noastre practice. Ce se întâmplă când fratele Cristi mă supără? Îl iubesc până la capăt? Sau se schimbă dinamicul? Păi ca să înțelegem ce ar trebui să se întâmple, ce se întâmplă când tu suferi, când tu superi pe Dumnezeu? Întoarce spatele? Uită de tine? Îți șterge numărul din agenda? Știi? Eu n-am nimică cu el. N-am nimică. Ți-ai imaginat viața dacă Dumnezeu de mâine spune, eu n-am nimică cu tine. N-am nimică. Știi, îmi retrag tot ce am avut cu tine. Tot harul meu, nu. Știi, harul care face soarele și ploaia să vină, harul care îți dă suflare, harul care îți pune mâncare pe masă. Dacă Dumnezeu zice, n-am nimică, m-ai supărat, n-am nimică cu tine. Nu, ce face Dumnezeu? Se apropie de noi. Și câteodată e dureros când se apropie, ne disciplinează, ne corectează, dar ne restaurează la relația care trebuie să o avem cu El, de o dragoste necondiționată. Același lucru. Mă supără fratele meu? Eu n-am nimic, nici vorbă. Trebuie să devin mai aproape. Trebuie să iubesc mai mult. Pentru că Hristos așa m-a iubit, da? Este o dragoste permanentă, o dragoste perseverentă. Este o dragoste practică. Practică prin faptul că El nu doar are sentimentul de dragoste pentru noi, ci a împlinit actul de dragoste suprem, a coborât din cer ca să moară pentru noi. Ce-ar fi dacă dragostea lui Dumnezeu ar fi doar la nivel intelectual, sentimental? Eu vă iubesc. Simt o dragoste pentru voi nemaipomenită. Nu sunt dispus să fac nimică pentru voi. Nu sunt dispus să mișc un deget pentru voi. Asta e dragostea lui Dumnezeu pentru copiii săi? Din Vechiul Testament vedem că dragostea lui Dumnezeu e una care e dispusă să dea popoare pentru aleșii lui. Să mute națiuni, să schimbe istoria. Să coboare din cer. Să se jertfească pentru noi. Este o dragoste practică. Dragostea doar declarativă nu este bună de nimic. Da? Probabil că toți am auzit la soțiile noastre când zicem, dragă, iubi, te iubesc. Arată-mi, nu-mi spune. E bine să și spui, da? Spune-i, da? Spune-i tot timpul, e bine să spui. Eu am deficitul acesta, nu? Eu gândesc mult și vorbesc numai duminica, da? E bine să spui, dar trebuie ca să arăți. Trebuie să arăți. Domnul Iisus Hristos n-a spus doar că ne iubește, ci practica a arătat. Dar să nu uităm, faptul că dragostea lui Hristos nu se manifestă doar prin acest sacrificiu suprem. De multe ori ne gândim doar la actul suprem de dragoste și uităm toate lucrurile mai mici care Domnul Iisus Hristos le-a făcut și le face pentru noi. Fiecare har, fiecare dar, fiecare slujire din partea lui Hristos este un beneficiu din dragostea Lui. Crucea este beneficiul suprem, este actul suprem, dar nu este unicul. Da? Și Domnul Iisus Hristos tocmai le-a fost dată un exemplu despre ceea ce înseamnă să iubești pe fratele tău practic, prin spălarea picioarelor. Deci urma să meargă pe cruce să moară pentru ei și n-a zis, știi, eu urmează să fac cel mai mare act de dragoste săvârșit în istoria Universului. Ca atare, hai să lăsăm actele astea mici de dragoste. Nu mai am timp de ele. Sunt preocupat cu actul ăsta mare. Nu. Înainte ca să săvârșească cel mai mare act de dragoste, le arată un exemplu practic de o dragoste care slujește și care iubește practic. Tot ceea ce Hristos a făcut și face pentru noi. Mânghierea care ne-o dă, alinarea care ne-o dă, îmbărbătarea care ne-o dă, mustrarea care ne-o dă. Sunt acte mai mici care fac parte din totalul dragostei Lui, care ne arată ce înseamnă practic să iubești. Ca tare și noi trebuie să iubim în acest fel. Nu poți iubi pe frații tăi crezând că ești gata să mori pentru
pentru ei, dacă nu ești gata astăzi să trăiești slujind pe frații tăi. Dar eu aș fi gata să fac orice sacrificiu pentru frații mei. Eu sunt gata să fac sacrificiu final, total pentru frații. Așa de mult îl iubesc eu pe Ciprian, că eu sunt gata să fac cel mai mare sacrificiu. Și când mă sună și zice, frate, nu mă duci până la aeroport, că trebuie să mă duc nu știu unde. Fai, Ciprian, multe îți trebuie. Păi, cum pot să zic eu că am o dragoste ca lui Hristos, care e gata să sacrifice totul, că nu pot sacrifica lucrurile mici? Nu pot sacrifica o oră din timpul meu să mă întâlnesc cu un frate care are nevoie de părtășie, de rugăciune. Poate că e într-o problemă. Nu pot sacrificia să fiu eu deranjat emoțional, să știu eu de problemele tale. Ce-i cu asta? Eu nu vreau să știu de problemele tale, că asta m-ar încărca și pe mine. N-am eu bugăte probleme ale mele? Dragostea sacrificială, dragostea practică, este una care practică dragostea. Este una care iubește în mod practic, care slujește, care sacrifică. Și nu doar în sacrificiile mari, ci în sacrificiile mici. Pentru că dacă nu suntem dispuși să facem sacrificiile mici, nu știu cum vom face sacrificiile mari. Este nouă această dragoste prin dinamicul ei. Prin faptul că nu este o poruncă seacă, o poruncă lipsită de putere. Poruncile Vechiului Testament, poruncile legii erau lipsite de putere în sensul că nu puteau genera rezultatele necesare. Da? Scopul lor, de fapt, era să ne arate cât de neputincioși suntem în păcatul nostru, în neascultarea noastră. Da? Dar porunca care o dă Domnul Iisus Hristos ne împuternicește să împlinim ceea ce ne-a poruncit. Ne împuternicește pentru că înainte ca să ne dea această poruncă, El ne-a iubit. Nu doar că ne-a arătat un model de iubire, ci a săvârșit acest act de dragoste pe cruce, care ne aduce la viață, care ne capacitează să iubim. Și El ne iubește exact cum a zis că ne va iubi până la capăt. Și prin lucrarea Duhului Sfânt, prin cuvânt, El este cu noi până la capăt și ne împuternicește să împlinim această poruncă. Altfel ar fi vorbe în vânt. Iubiți-vă cum v-am iubit voi, cum v-am iubit eu, dar oricum nu puteți. E imposibil. Doar vreau să vă arăt cât de păcătoși sunteți. Asta e de fapt scopul. Asta e scopul poruncii. Nu. Scopul poruncii este practic. Este practic. El ne poruncește și ne împuternicește ca să îndeplinim această poruncă. Scopul poruncii este ca să ne iubim exact cum ne-a iubit El. Și putem să o facem. Pentru că El ne-a iubit. Pentru că El ne iubește până la capăt. Este nouă în efectul ei. Domnul Iisus spune, prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei. Dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Efectul acestei porunci, efectul jertfii Domnului Iisus Hristos este nou. Scopul lui Dumnezeu prin creație și prin creația omului a fost ca să-și arate slava lui Dumnezeu și să umple acest pământ cu slava lui reprezentată prin noi, făpturile lui. Noi am păcătuit, da? Și aparent, dacă n-ai citit Scriptura și vedea tot planul de la cap la coadă, ai zice că am eșuat, am falimentat planul lui Dumnezeu, da? Dar nu așa s-a întâmplat. Ce s-a întâmplat? Vedem în Biblie că Dumnezeu, de la început, are un plan să mântuie un popor, o rămășiță, care să arate slava lui Dumnezeu pe întreg pământ. Are un plan ca Evanghelia Domnului Iisus Hristos să fie vestită la orice neam. Și că atunci când vestea aceasta cea bună va fi răspândită pretutindeni pe acest pământ, când slava Lui va fi evidentă pretutindeni pe acest pământ, El va reveni din slavă și va curăța această lume de tot ce este rău și odată pentru totdeauna slava Lui Dumnezeu va emana de pe această planetă unde noi vom trăi cu Mântuitorul nostru. Ăsta este planul.
Ăsta este scopul. Și Domnul Iisus Hristos le spune apostolilor, asta este înainte de Marea Trimitere, dar le spune apostolilor că un element crucial pentru a îndeplini acest plan, ca lumea aceasta ca să vadă dragostea lui Dumnezeu, slava lui Dumnezeu, este ca noi să ne iubim unii pe alții. În felul acesta, oamenii vor vedea dragostea lui Hristos pentru copiii săi. Dacă suntem iubiți de Hristos, vom iubi și noi ca și Hristos. Și prin aceasta, toți vor cunoaște că suntem al lui Hristos. Toți vor cunoaște cum este Hristos, cum iubește Hristos, cum gândește Hristos, da? De aceea Biblia ne spune ca gândul care a fost în Hristos să fie și în noi. Când un nepocăit stă de vorbă cu un credincios, ar trebui ca să vadă cum gândește Hristos. Asta ar trebui să vadă. Când cineva stă de vorbă cu tine și pune o problemă, o problemă de orice natură, politică, științifică, relațională, da? El n-ar trebui să primească înțelepciunea ta, opiniile tale. El ar trebui să vadă cum ar gândi Hristos. Cum ar simți Hristos? Cum iubește Hristos? Când oamenii observă relațiile noastre, n-ar trebui să vadă cum se comportă doi membri într-o biserică. Și cum acționează oameni care iubesc ca și Hristos? Ce înseamnă să fii iubit cum Hristos a iubit? Proslăvirea lui Dumnezeu continuă prin noi. Continuă prin noi copiii săi. Renumele învățătorului este răspândit în fiecare generație prin ucenicii lui. Prin faptul că răspândim mesajul Evangheliei și prin faptul că arătăm efectele Evangheliei. Prin faptul că declarăm dragostea lui Dumnezeu și prin faptul că practicăm dragostea lui Dumnezeu. Și în felul acesta, Domnul Iisus ne arată că noi suntem parte din planul Lui de a duce proslăvirea Lui până la capăt, peste tot, prin propovăduirea Evangheliei și prin dragostea care noi avem unul de altul, care evidențiază acea Evanghelie. Dacă dragostea care Hristos a avut-o pentru șoare, pentru mireasa Lui, cred că ați fi de acord cu mine, este cea mai mare minune care s-a săvârșit vreodată. Lumea astăzi vrea semne și minuni. Lumea vor semne și minuni, da? Dacă dragostea Domnului Iisus Hristos pentru noi ar trebui să fie cea mai mare minune care s-a săvârșit vreodată, faptul că noi care eram morți în păcatele noastre, demni de a fi trimiși în iad, am fost răscumpărați printr-o dragoste necondiționată a lui Dumnezeu. Orice credincios ar trebui să fie de acord că asta este cea mai mare minune care am experimentat-o pe pielea noastră. Ce altă minune mai puternică pentru a confirma Evanghelia poate exista decât să iubești așa? Să predici ceea ce Hristos a proclamat și să iubești felul în care Hristos a iubit. Este o minune mai mare decât să vezi un braț care crește la loc. Este o minune mai mare decât să vezi un loc care umblă. Și Domnul Iisus Hristos ne-a spus că lucruri mai mari noi vom face. Noi vom face. Știți ceva? Am văzut biserici în care pretind că au făcut ologii să umble. Am întâlnit oameni care au încercat să-mi spună că au înviat oameni din morți. Cunosc cazuri neconfirmate, stați liniștiți, nu există. Da? Știți ce fel de biserică n-am văzut? Biserică fără bârfă, biserică fără ceartă, biserică unde oamenii se iubesc necondiționat. Ei, când o să văd biserică din aia, pentru mine va fi mai evident dragostea lui Dumnezeu decât dacă aș vedea un loc care scoală și umblă sau unul care ieșe brațul la loc. Mă înțelegeți? Va fi mai evident lucrarea Duhului Sfânt pentru mine și pentru tine când vedem vieți transformate în felul acesta. Și va fi mai evident pentru cei din jurul nostru, pentru cei din orașul nostru, pentru cei din țara noastră, când văd o asemenea dragoste proclamată și practicată în mijlocul biserici. Ăsta este scopul bisericii. Să proclame și să practice mesajul și dragostea lui Hristos. În concluzie, avem din partea Mântuitorului o poruncă nouă. O poruncă nouă pusă pe o temelie nouă. La baza dragostei creștine stă crucea Domnului Iisus.
Să slava lui Dumnezeu. Asta stă la baza dragostei creștine. Dragostea creștină este total diferită decât orice altă dragoste. Pentru că are la bază, la temelie, dragostea lui Hristos pe cruce. Are ca și scop proslăvirea lui Dumnezeu. Este deplin altruistă. Noi iubim pentru că întâi am fost iubiți. Noi iubim pentru că am văzut în Hristos ce este această dragoste. Am experimentat-o, am văzut, am gustat din slava lui Dumnezeu, din bunătatea Lui, din harul Său, din dreptatea Lui, din sfințenia lui Dumnezeu. Ne-am întâlnit cu Mântuitorul nostru la cruce și am privit pe fața Lui cine este Dumnezeu. Și aceasta ne-a transformat în niște oameni care cunoaștem dragostea și niște oameni care avem dragostea, practicăm dragostea. Dacă nu L-ai văzut pe Hristos, dacă n-ai gustat din El, dacă n-ai băut din apa vie, nu cunoști dragostea. Nu cunoști ce înseamnă a fi iubit cu adevărat. Nu cunoști ce înseamnă a iubi cu adevărat. Ai experimentat probabil dragoste de soț, dragoste de copil, dragoste de tată, dragoste amoroasă, tot felul de dragoste. Dar n-ai experimentat vreodată ce înseamnă cu adevărat dragostea lui Hristos. Ca care n-ai cum să o exprimi față de altă persoană. Așa că la încheiere, rugăciunea mea este ca îndurarea lui Hristos să revarse dragostea sa asupra ta. Ca tu să vezi cât de glorioasă este dragostea lui. Ca tu să vezi că la crucea lui este mai mult decât locul unde a fost iertat. Este și asta. Dar este locul unde Hristos ți-a arătat plinătatea slavei lui. Și este această cunoaștere de Dumnezeu care ne transformă și care ne capacitează să iubim și pe alții așa cum ne-a iubit El pe noi. Amin. Amin.